Nu se poate așa ceva! Iulian, ești încă în baie? Ieși afară! Alo, ce-ar fi zăbați la ușă? De intimitate auzit? Intimitate când stai de o oră și ai și tableta cu tine? Dacă nu mă lași să intru în baie, mă duc și îmi fac nevoile în cameră la tine. Ce zici de asta? Nu, ce? Sper că n-ai de gând! Mersi, Ana, am scăpat tableta din cauza ta! Ce mă enervează, Iulian! Mereu îmi stă în cale! Bravo, Ana, mi-ai stricat tableta! E doar vina ta! Îmi cumperi una nouă! Nu e vina mea! Tu ai stat în baie o oră! Nici măcar n-am atins tableta! Hai, lasă-mă să văd! Sigur nu-i stricată! Ia mâna de pe ea! Iar au început scandalul sus! Hei, faceți liniște! Vezi, Iulian, n-am stricat-o! Uite, se aprinde ecranul! Bine, dar poți oricum să-mi cumperi una nouă! Nu te gând să fac așa ceva! Și serios, Iulian, nu te poți juca pe tabletă în baie! Toaleta nu e scaun de birou! Te rog frumos să ieși afară! Ce-i asta? Astăzi are loc un festival de vară în orașul Playmobil! Cred că ar trebui să iau copiii și să mergem! Devin gălăgioși și ar trebui scoși din casă! Copii! Iulian, nu mai merge așa! Copii, Doamne, Iulian, ce se întâmplă aici? Vă certați în continuu în ultima vreme! M-am supărat pentru că Ana a încercat să-mi distrugă tableta. Am văzut cu ochii mei, propria ta fiică. Să nu crezi niciun cuvânt, nici n-am atins tableta și Iulian bloca baia jucându-se. Dar acum s-a terminat și am aflat ceva interesant. Are loc un festival de vară în orașul Playmobil și mergem și noi. Să vă luați costumele de baie, au o piscină uriașă. Ce tare, da, super! Iulian, trebuie să-ți iei costumul de baie. Tată, mă cunoști, doar mereu port slipă de baie pe dedesubt, doar ca să fiu sigur. Gata, m-am îmbrăcat, putem pleca acum, haideți! Este imens! Câtă lume e! E perfect! Wow, câte chestii! Uite, au amenajat o plajă cu nisip, cu platformă de sărituri, tobogani... Da, uite, și toboganul duce în piscină! Uite câți oameni! Iar roata de acolo arată minunat! Uite, îl văd pe unchiul Ștefan! Hei! Unde? Nu-l văd! Iulian, unde e? Iulian? Ana? Și au plecat. Am venit și noi în familie și în 3 secunde dispar. Steve, ești și tu aici? Nu mi-ai spus că vii la festival! Da, mama, a citit în ziar! Ce mișto că ai venit și tu, bună! Ai văzut piscina XXL? Hai să mergem acolo! Alo, faceți loc? Scuze! Ca să vezi, Iulian Anton, cum de trebuie să te văd și în timpul liber? Ce amuzant! Trebuie să plec! Ne vedem la școală! Iulian, stai! N-am costum de baie la mine! Nu pot intra în piscină! Filip, ai venit și tu! Ana, ce bine, da! Am venit cu vărul meu, Freddy! Hei! Tu te spui, Ana! Vei să ne dăm în roată? Trebuie să-l anunț întâi pe tata, dar oare unde e tata? Unde sunt copiii? Sunt așa de mulți oameni aici! Iulian, Ana! Adriana, ați venit și voi? Da, am venit cu Iulian și cu Ana. I-ați văzut? I-am pierdut din nou! Adrian, sunt foarte mulți copii aici. Sunt sigur că nu li se întâmplă nimic. Stai liniștit. Filip, mergeți înainte spre roată. Vreau să-mi iau o vată de zahăr. Mi-am luat banii de buzunar și vreau cea mai mare porție de vată de zahăr. Cu ce te servesc? Bună, aș dori o vată pe băț cât de mare se poate. Ok, poate am exagerat. Este la fel de mare ca mine. Bineînțeles, familia Anton sunt și ei aici. Nils, nu te-am văzut. Ce faceți aici? Nu e stilul vostru. Păi noi? Nu contează, da, ba, distracție plăcută. Atenție! Trebuie să șterg. Ce e asta? Mi se lipește în păr. M-a costat o avere freza asta. Nils, ce ți s-a întâmplat? A fost vina mea, scuze. Ana Anton, bravo! Habar n-ai ce haine scumpe poartă! Acum sunt pline de zahăr! Ați putea să mă eliberați de aici? Alo? Da, încerc să te scot de acolo! Te poți grăbi, nu văd nimic!
Săracul meu Nils, iar Ana aia a plecat pur și simplu, ce nerușinare, hainele tale. Da, mamă, nu ar trebui să te plângi și să mă ajuți. Da, n-am vrut să se întâmple asta, dar vate atât de mare încât a alunecat, pur și simplu. Am plecat. Hei, Steve, vii sus? Iulian, ți-am zis că nu am costumul de baie. A, da. Oh, ce se întâmplă acolo? Omul ăla are mai multe genți și pare că vrea să le ascundă. Se strecoară prin mulțime și observă oamenii. E un caz nou pentru detectivul Iulian Anton. Iulian, ți-am zis că nu poți... La ce te uiți? Steve, am descoperit ceva. Trebuie să fac din nou pe detectivul. Uite, e un tip în mulțime și arată foarte dubios, cu atâtea genți după el. Vezi? Cumva ai dreptate, da, misterios. Ar trebui să mă calmez? Am impresia că o să intre iar în belele copiii ăștia. Poate i-au văzut ei. Hei, salut! I-ați văzut pe Iulian și pe Ana? De preferat pe amândoi? Abia am venit, n-am văzut pe nimeni. Ba da, cred că Ana e în spate. Unde, David? Îl văd doar pe Nils, acoperit de foarte multă vată de zahăr. Ce ciudat. Domnule Anton, urcați-vă în turn, poate îi vedeți de acolo. Ce idee bună, mersi. Iulian, ne-am pierdut unul de altul. De ce ai deja costumul de baie pe tine? Ana, fă liniște și nu-mi sta în drum. Fac pe detectivul, deci hai cu mine sau lasă-mă în pace, da? Un caz pentru detectivi? Ce interesant! Ce se întâmplă? Bună, e o urgență. Îmi caut copiii. Pot urca eu înainte, vă rog? Stau la coadă de 10 minute, dar bine, mergeți. David a avut dreptate. Chiar se vede totul de sus. Chiar și cine se dă în roată. Să vedem la plajă. Nu stă acolo. Poate în apă. Nu, nici aici. Ha, acolo, lângă roată. Iulian, Ana, Steve. Vorbesc cu poliția. Știam eu că au făcut ceva. Mulțumim, îl căutăm de mult pe hoțul ăsta. Iulian o să fie arestat. Nu. Vă duce la închisoare. Ce noroc să avem copii atenți care v-au descoperit. Trebuie să mă grăbesc, lăsați-mă să trec. Eu sunt tatăl, nu-mi puteți lua copiii. Ce au făcut? Vă rog. Tata, ești aici, te-am căutat, plecase-i. Poftim, eu am plecat, voi ați plecat, ce ați făcut? Copiii dumneavoastră au descoperit un hoț, mulțumim mult. Poftim, am auzit bine? Ați ajutat poliția să prindă un hoț, serios? Wow. Unde e Ana? Trebuie să plătească taxa la curățătorie. Vine Nils, ce spune să intrăm cu toții în apă? Da, e o idee foarte bună, dar rămânem împreună. Ce tare, cu toții în apă! Festivalul ăsta e cel mai tare!